Bun găsit la interviurile Hot News Live. Sunt Claudia Purvoiu și invitatul nostru de astăzi este Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Haideți să intrăm direct în subiecte, că timpul este scurt și avem foarte multe de discutat. Vreau să vorbim mai întâi despre acordul verde european, așa zisul Green Deal. Este un subiect destul de puțin cunoscut în România, însă extrem de important, fiindcă vor fi schimbări foarte mari în tot ce înseamnă industrie, producția de energie și în următorii 10 ani trebuie să ajungem la o reducere a emisiilor de carbon cu 55%. Premierul Ludovic Orban a spus zilele trecute că există riscul ca 40% din capacitatea de producție a energiei să fie pierdută în urma aplicării acordului verde european. Despre ce capacități este vorba? Capacitatea pe cărbune pe care România o folosește în prezent de la compania energetică Oltenia și de la compania energetică Hunedoara se ridică undeva, cred că 21% este Oltenia și undeva încă un 10%. Partidul Popular European a avut chiar un amendament în care a vrut să treacă această energie nucleară ca și energie curată cu respectarea unor norme stricte de siguranță în exploatare. Nu a trecut, din păcate, la vot acest amendament și energia nucleară este lăsată așa, nu este nici poluantă, dar nici energie curată. Putem spune că din punctul ăsta de vedere este, să zicem, nu este o pierdere, nu este o câștigare, nu este o pierdere, adică putem să dezvoltăm în continuare energia nucleară fără să afectăm țintele pe care ni le-am propus. Dar dacă ne-am întoarce la ținte, trebuie să ne batem și trebuie să avem în vedere anul de referință la care ne raportăm. După cum este structurat în momentul de față Green Deal-ul, România se raportează la anii 90, ori la anul 1990. Ori eu cred și am văzut și declarația președintelui Klaus Iohannis, trebuie să ne batem ca anul de referință să fie 1987-1988, un an de referință în care industria românească era cea mai poluatoare. Pentru că contează foarte mult de la ce referință în jos calculăm acel 55%. Ori de la un an de referință 90, unde după cum știm, după Revoluție, industria practic poluarea a fost foarte, foarte jos, ceea ce ne-ar dezavantaja foarte, foarte mult, sau 87-88, în care industria românească era neperformantă, dar funcționa în plin și avea o poluare foarte mare. Bun, și revenind la producția de energie pe cărbune, practic vor fi închise unitățile pe cărbune, asta este clar. Ați făcut vreo analiză în cât timp vor fi închise aceste unități pe cărbune? Da, lucrăm. Avem și un studiu de agdevanță al Transelectricii și împreună cu cei de la compania energetică Oltenia și împreună cu cei de la compania energetică Hunedoara am lucrat exact la materiale ce trebuie să facem în așa fel încât să nu ne prindă anul 2030 în aceea situație. Luăm pe rând compania energetică Hunedoara, că acolo lucrurile, să zicem, că pot fi mult mai rapide. Ea se află în insolvență în momentul de față. În insolvență fiind în Parlament anul trecut am adoptat o lege, Ordonanța 60, am transpus-o în lege și practic ce spune această ordonanță, care a fost amendată în Comisia de Industrie și Servicii, acolo unde la vremea respectivă, și acum sunt membru, dar la vremea respectivă eram vicepreședinte și am introdus un amendament prin care acea ordonanță se referea inclusiv companiilor aflate în insolvență și este foarte util acum. Practic, activele energetice viabile se scot din acele companii aflate în insolvență sau din acele companii, dacă nu sunt în insolvență, în contul datoriei pe care ANAF-ul o are de primit de la unitățile respective și se dau în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a fi reintroduse în circuitul economic. Practic, vom reuși să salvăm complex, cele două termocentrale, cea de la Paroșeni și cea de la Mintea, cea de la Paroșeni împreună cu cele patru mine, cea de la Mintea care produce energie termică și energie termică pentru încălzirea municipiului Deva, o dorește a fi preluată de Consiliul Județean Hunedoara sau de către Primăria Deva și acolo trebuie discutat. Au început procedurile? Sunt, fiind în insolvență, există un termen de stabilire a tabloului creditorilor definitiv. În momentul când tabloul creditorilor definitiv va fi stabilit,
va fi definitivat și stabilit, atunci putem invoca un planul de reorganizare, ordonanța aprobată prin lege, ordonanța 60, extrage acele active, diminua... Dar cât de fezabilă este soluția asta? Adică Stați că nu s-a terminat încă. Trecem Paroșeniu într-o nouă companie și transformăm pe gaz unitățile de la Paroșeni. Deci avem gazul ca și combustibil de tranziție, iar la minte e același lucru, pentru că nu va putea funcționa pe cărbune, nu va putea mult timp pe cărbune, decât dacă, și acolo există un studiu al unui institut polonez, un studiu comandat de către Comisia Europeană, a fost cerut de Comisia Europeană, cu un cărbune care se spune că este foarte puțin poluant. Dacă acel studiu și testele vor arăta și vor pune în valoare acest lucru, sigur că va putea funcționa în continuare pe cărbune, acel cărbune mai puțin poluant, de-aia v-am spus că acolo nu este nevoie să funcționeze pentru doamna oameni pe cărbune dacă se dovedește că este foarte poluant cu niște filtre, în așa fel încât să ne încadrăm în țintele de emisii de carbon. Și dacă trebuie pe gaz, evident. Cine face investiția? În paralel cu acest lucru de la Mintia, de la trecerea termocentralei de la Mintia la unitate administrativ teritorială, îi zic că pot să-l facă pe cărbune, Romgazul are în planul de investiții la Mintia o centrală pe gaz pe teren tot al companiei energetice Hunedoara, pentru că acolo există transformator, există practic logistica de injecție în rețea a curentului electric și săptămâna trecută am avut lichidatorul judiciar și am reușit să deblocăm practic vânzarea acelui teren și echipamentelor aferente acelui teren care să permită construirea unei centrale de producere a energiei electrice de tipul Braz și Iernut de către Romgaz la Mintia. Ne întoarcem la complexul energetic. La Paroșeni v-am zis că vom trece pe gaz o parte din grupuri. Și la Paroșeni cine va investi? La Mintia, la Paroșeni va investi compania care va rămâne, pentru că avem la dispoziție fondul de tranziție, Just Transition Fund, care pentru România s-ar putea să ajungem la 1 miliard de euro, dintre care 30% se pot folosi pentru investiții în tehnologie și 70% pentru... 1 miliard de euro? Da, de 1 euro vorbim. Pentru tranziția, pentru județele cu tranziția cu cărbune, pentru România. De exemplu, Germania negociază și încheie negocierea pe 2,7 miliarde. Polonia, care are 80% din producția de energie pe cărbune, probabil că va avea un buget mult, mult mai mare decât Germania și România. Știu că România este pe locul 3 în momentul de față. Nu s-a finalizat toate negocierile, dar din punct de vedere al banilor alocați pentru această tranziție. Și atunci putem folosi acest fond de tranziție sau mai avem la dispoziție fondul pe axa 10D, fondul de modernizare, care permite efectiv modernizarea centralelor vechi pe cărbune cu centrale de producere a energiei electrice pe gaz. Această valoare 1 miliard de euro este certă sau urmează... Nu este negociere, dar pe acolo se va închide. Deci, vă spun din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Boloș, dânsul negociază în numele Guvernului României, ministrul Fondului Europene, acolo probabil că se va închide suma, dintre care 30% pot fi folosit pentru tehnologizare. Dar mai avem la dispoziție și fondul de modernizare. Fond de modernizare, conform articolului 10D din tratatul de aderare, permite folosirea acelor bani și acolo ar fi vreo 7 miliarde de euro pentru tehnologizarea, pentru modernizarea instalațiilor de producere a energiei electrice din România. Ele sunt la dispoziția Ministerului Energiei. Prin Ministerul Energiei se vor aloca. Bun, și Oltenia, că aici Oltenia, este un pic mai dificilă. Aici situația. Este un pic mai dificilă pentru că produce 25% în momentul de față din, se poate duce și la 30% din producția de energie a României și nu poți dintr-o dată să spui gata, nu mai producem, stăm cu ele să le facem să treacă pe gaz. Și va trebui lucrat în paralel. Am aprobat un memorandum în guvern, un memorandum prin care am fost de acord să acordăm un ajutor de salvare de 1.200.000.000 de lei complexului energetic Oltenia, care ulterior, dacă nu va fi plătit în 6 luni de zile înapoi, și nu credem că va fi plătit înapoi, banii vor fi folosiți pentru plata certificatelor de CO2. Banii vor fi girați de către coactivele pe care le mai are complexul energetic Oltenia, se va transforma într-un ajutor de restructurare. Am prenotificat Comisia Europeană, avem feedback foarte pozitiv de acolo. Probabil că vom primi zilele următoare acordul pentru acest ajutor de salvare, urmând să intrăm în guvern cu ordonanța pe care am dat drumul deja pe circuit, cu ordonanța de a, de a,
de aprobarea acestui ajutor și cu notificarea finală, notificare. Dar, ca să, asta este vorba de ajutor pentru CEO Oltenia să-și rezolve problema punctuală cu certificatele de CO2. În paralel, trebuie să pună în practică programul de restructurare care este trecut negru pe alb în acel memorandum, și anume, trebuie să treacă pe graz la centralele de la unitățile de la Ișelnița și de la Craiova 2. În cât timp? Pentru că până în 2026 sunt făcute. În două grupuri de la Turceni. Trebuie să construiască un parc solar de 300 de megawați. Au locuri pe depozitele de zgură care se găsesc pe terenul Luceo. Deci, practic, la sfârșitul acestui memorandum ne-am angajat că de la emisie de 0,9%, 0,9% vor scădea emisiile la 0,6%. Deci, practic, vor scădea cu 30%. Dar cu ce bani vor face asta? Pentru că aceiași bani. Fondul de tranziție și fondul de modernizare. Este exact același bani. Sunt bani pentru a face acest lucru. Problema este să se dorească să facă acest lucru și să fie împinși de la spate ca să facă acest lucru. Dacă nu vor face acest lucru, ei nu au altă șansă de supraviețuire. În 2030 ne va prinde nepregătiți, poate că vom mai putea trage un pic de timp, să ne ducem până în 2035, dar șansa lor este să... Deci trebuie împinși de la spate, că a spus că trebuie trebuie împinși de la spate. De ce să nu recunoaște? Au făcut ceva până acum. Haideți să fim serioși. De când se discută de trecerea cel puțin a unui grup la CEO pe gaz? Și nu au făcut nimic. Deci nu. Deci banii în fondul de modernizare, să știți că mai sunt. Era axa 10C și au mai rămas banii. Au folosit din această axă 10C două companii. OMV Petrom pentru Braz și Romgaz pentru Iernut. Dar de ce n-au făcut nimic? Adică până la urmă era în interesul companiei, bine, nu mai vorbesc că în interesul a mii de oameni care lucrează acolo și a județului, a unui județ întreg și... Este o întrebare la care, din păcate, nu vă pot da un răspuns. O întrebare fără răspuns, o întrebare pe care mi-o pun și eu și rămân cu întrebare retorică. De ce nu s-au gândit din timp și de ce au venit cu acest memorandum și cu acest lucru, practic din octombrie-noiembrie acum, pe ultimii metri? Ca să facem și abia l-am scos, ne-am gândit și ne-am grăbit să-l scoatem în guvern în decembrie, că atunci l-am reușit să-l... Rezistența la schimbare. Da, e rezistența la schimbare, cred că asta este. Rezistența la schimbare, se gândesc că poate mai merge și așa, se gândesc că haide că o vedea, că îi mai băcălim pe cei de la Comisie, nu. Lucrurile sunt clare. Iar să știți că la Comisia Europeană ce am observat nu-s deloc cu oamenii obtuzi, numai că n-au avut parteneri de dialog până acum din partea Guvernului României. În momentul când au văzut că avem deschidere, că ne dorim să facem lucrurile și că mergem și discutăm cu ei și le spunem ce vrem să facă, obținem și aprobările. Bine, la Oltenia e o problemă și de management, așa cum arată și rapoartele de control ale ministerului. Acolo a fost o problemă și este în continuare o problemă de management, de aia s-a luat și măsura săptămâna aceasta de schimbare a directorului general, a domnului Boza. Dar a rămas în directorat. De ce a rămas în directorat? Pentru că... În raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei vorbea de niște prejudicii care acoperau o perioadă de două directorate, directoratul domnului Ciurel și directoratul acesta actual. În paralel se desfășoară o inspecție financiară economică a Ministerului Finanțelor. Ați văzut și declarația domnului ministru Câțu de aseară. Declarația dânsului a venit în sensul extinderii acelei inspecții economice financiare, pentru că ea era deja din decembrie și pe raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei, care a stabilit niște prejudicii de sume amețitoare de vreo 680 de milioane de lei. În momentul când acele prejudicii vor fi și confirmate de către ANAF, care este organul fiscal, atunci va trebui clar să luăm măsuri foarte ferme și eu cred că în 2-3 săptămâni acest lucru se... Ce înseamnă măsuri ferme? Deci dacă sunt persoane responsabile, le vom atrage răspunderea materială asupra acelor prejudicii. Deci asta este evident că trebuie făcută. De altfel, Consiliul de Supraveghere a luat luni în discuție cele două rapoarte și a lăsat ca măsură directoratului să trimită la juridic să punct de vedere și să afle exact cine sunt persoanele responsabile. Chiar directoratul, dacă e responsabil, să le atragă răspunderea, pentru că nu putem merge așa mai departe. Gândiți-vă că vorbim de un ajutor de salvare de 1.200.000.000 de milioane în condițiile în care mai mult de jumătate din el există prejudiciu în momentul de față acolo. Dar nu sunt și chestiuni penale? Ba da. Este și o investigație a direcției, un dosar pe la Direcția Națională Anticorupție. Nu știm în ce stadiu este, dar lucrurile acolo sunt lucruri urâte și lucruri care până la urmă trebuie să le
să le scoatem la lumină, să vedem ce s-a întâmplat, în așa fel încât să fim siguri că banii care vor ajunge din nou în, la complexul energetic Oltenia vor merge pentru lucrurile pentru care au fost date și lucrurile vor merge înainte cu acel program de restructurare. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să spun că cineva este punctual. Poate vă întrebați de ce am pus un director din directorat pe domnul Burlan. E singurul din acei 5 directori care n-a fost în directoratul păi care... Păi și ceilalți 4 nu pot fi înlocuiți acum? S-a venit cu o echipă nouă. Da, numai că au o problemă. Adică avem o problemă. Sunt selectați pe ordonanța 109. Și fiind selectați pe ordonanța 109, dacă e de la o parte fără justă cauză și deocamdată nu le-am atras încă răspunderea ca să putem să-i dăm la o parte, ne trezim că trebuie să plătim salarii compensatorii sau despăgubiri din urmă. De aceea trebuie să fim foarte atenți. De altfel, în raportul Corpului de Control, și asta trebuie investigat al primului ministru, al doamnei Dăncilă, se spunea negru pe alb că, de exemplu, domnul director Boza a fost scos din Joben, nu era pe lista scurtă când a fost ales în directorat director de dezvoltare și investiții. A fost ales director general, iar apoi Consiliul de Supraveghere l-a numit director general la fel și alți doi domni. Acolo am înțeles că n-au fost pe lista scurt. Ori dacă s-au întâmplat lucrurile ăștia, trebuie văzute. Asta face acum ANAF-ul. Ei sunt care... Deci partea bună a lucrurilor este că Ministerul de Finanțe e cel care controlează și ordonanța și ordonanța 109 corporatistă și prejudiciile care pot să apară. Și în urma acelui raport care este a instituției statului responsabilă de acest lucru, vom lua toate măsurile care se impun și evident vom demara o procedură de selecție, sau vom demara oricum, pentru că le expiră în acest an mandatele tuturor directorilor din directorat și Consiliului de Supraveghere, care e, de fapt, Consiliul de Supraveghere a expirat, este un Consiliu de Supraveghere provizoriu. Vom porni recrutarea pe 109, atât a Consiliului de Supraveghere, cât și a directoratului. Restructurarea presupune și disponibilizări? Este evident că la un moment dat, dacă va trece anumite unități vor trece de pe cărbune pe gaz, este clar că în spate vor exista mai puțini oameni care vor lucra în cărbune. Din ce știu eu, în momentul de față nu sunt suficienți mineri, să le spunem, care lucrează de cât ar avea nevoie ca să scoată cât cărbune este nevoie. Deci nu știu dacă va urma neapărat o restructurare, o concediere a persoanelor, dar dacă va fi nevoie de acest lucru, se va discuta cu sindicatele și din acel fond de tranziție, evident că ne vom ocupa ca oamenii să poată fi relocați și să existe alte locuri de muncă. Cum am mai spus, dacă se dau drumul la lucrările de drumuri și autostrăzi și aia pot să-și găsească locuri de muncă acolo, care, credeți-mă, că sunt poate mai bine plătite și mai puțin stresante decât lucrul în carieră. Bine, să dea drumul la autostrăzi asta. Să dea drumul să se întâmple acest lucru. Să trecem puțin acum la gaze. Va fi un combustibil de tranziție, cum a spus. Dar și asta înseamnă că trebuie să ne grăbim, să folosim gazul pe care îl avem. Cum stăm cu gazele din Marea Neagră? Că tot așteptăm să înceapă dezvoltarea, să înceapă exploatarea gazelor din Marea Neagră și nu se întâmplă nimic. Ce mai așteptăm? Gazul este un combustibil de tranziție, dar ați văzut că am avut și o surpriză, să zicem așa, neplăcută din partea Băncii Europene de Investiții, care practic a scos posibilitatea finanțării producției de energie electrice pe bază de gaz, începând cu anul 2020. Și unul, să accepte doar proiectele de anul acesta care sunt începute. Deci s-ar putea că dacă mai stăm mult cu gazul în Marea Neagră, să ne uităm la el, să nu mai prezintă o valoare economică sau în Europa, să nu mai putem folosi, să nu mai pe aceeași valoare pe care avea-o dacă l-am folosit acum. De aceea, eu am spus și în programul de guvernare, ați văzut că ne-am propus să deblocăm investițiile din Marea Neagră, să scoatem gazul din Marea Neagră, să-l consumăm în special în România. Și pentru asta am spus că e nevoie de două lucruri. Odată abrogarea ordonanței 114, ceea ce am făcut, și ordonanța 114 a fost abrogată. Piața în acest an își va reveni la normal. Și al doilea lucru, am spus că dacă este nevoie de modificarea legii offshore și investitorii cer modificarea legii offshore, o vom face în Parlament, asumat de către toate forțele politice, în așa fel încât pe acest proiect major pentru România să putem avea un consens politic. Ați început discuțiile? Discuții sunt cu parlamentarii, cu operatorii? Discuții sunt la nivel de lider de grup și când le vom finaliza vom ieși public și vom spune acest lucru. Dar ceea ce
Ceea ce este important este să existe voință politică din partea tuturor ca să deblocăm acele investiții din Marea Neagră. Și ce-mi doresc eu, dacă Exxonul dorește să-și vândă participația, și ați văzut pe piață că există această temă de discuție, îmi doresc ca Romgaz, compania statului român, să fie cotă parte din acest consorțiu viitor care va prelua de la Exxon consorțiu cu OMV Petrom și am văzut cu că și o companie și o terță companie. Am văzut că și polonezii de la Picnic sunt interesați de acest lucru. Dar îmi doresc în principal compania românească a statului român să fie parte în acest proiect, pentru că e normal ca o parte din gazul românesc din Marea Neagră să fie extras și valorificat de o companie a statului român, cum este Romgazul, chiar dacă și în Petrom statul român are 20%, dar și este tot companie românească, dar nu e deținută în... Dar mai sunt și alți doritori pe lângă acest consorțiu. Acum am văzut, există, s-a deschis camera de dată, au fost discuții și pentru Lukoil și Black Sea Oil and Gas, am spus ce-mi doresc eu. Acum ce va face... Știți cumva în ce stadiu au ajuns discuțiile? Nu, adică... discuțiile sunt făcute de o bancă din Elveția, ei sunt consultantul pe acest lucru. La nivelul ăsta nu știu care este stadiul discuțiilor. Știu că Romgazul și-a luat aprobarea în Consiliul de Administrație pentru a participa în acest consorțiu, în așa fel încât să fie parte, într-un final, să participe și să fie parte cu un procent, să zicem, de 20% în acest proiect mare. Bun, revenind la legea offshore, aveți idee ce trebuie schimbat acolo? Practic, știți că m-am ocupat de legea offshore încă de acum 2 ani în Parlament și erau solicitări de deducerea investițiilor, o deducere mai mare a investițiilor. În Parlament s-a votat 30%, s-a dorit 60%, poate 50%, poate 40%, aici trebuie discutat de deducerea investițiilor, practic de cota de investiții care îi permiți investitorului să-și o deducă înainte de a împărți profitul. După părerea mea, s-a mai făcut o greșeală în legea offshore, chiar dacă toți am votat-o, în sensul că acea cotă de deducere de 30% după anterior, practic am schimbat legea contabilității și dacă avea deducere de 30% din venituri, nu-i mai dăm drept de deducere a investiției la amortizare. Ori nu putem schimba legea contabilității așa în funcție de domeniul de activitate. Ea este unică, se aplică tuturor. Se mai dorește, din ce știu eu, revizuirea acelor praguri de impozit pe veniturile suplimentare. După cum a fost făcută legea offshore actuală, acele praguri de venituri suplimentare sunt mai mari decât și dau un venit suplimentar mai mare decât regimul onshore. Ori eu am spus de atunci, măi oameni buni, nu putem ca în regimul offshore, la gazele offshore, unde există risc mai mare, investiții mai mari la început, să avem un regim de impozitare mai mare decât onshore. Cred că astea sunt principalele probleme în discuții, dar, repet, nu le vom aborda într-un proiect legislativ decât în momentul în care pe acel proiect legislativ vom avea semnăturile tuturor grupurilor parlamentare și va trece repede prin Parlament. Puteți să avansați un termen, având în vedere că vor fi discuțiile pe legea offshore, având în vedere că există aceste discuții între Exxon și posibili cumpărători ale participațiilor pe care le deține Marea Neagră. Puteți să avansați un termen când ar putea să înceapă efectiv exploatarea gazelor din Marea Neagră? Eu știu că începe sesiunea parlamentară la 1 februarie. Suntem într-o vacanță parlamentară, avem o sesiune extraordinară acum. Deci, practic, odată cu începerea sesiunii parlamentare, ne putem discuta în Parlament cu colegii din Parlament de la celelalte grupuri politice referitor la acest aspect. Dacă în această sesiune parlamentară legea va fi aprobată, putem discuta de scoaterea gazului din Marea Neagră în 2022. Teoretic, asta ar fi dacă reușim să finalizăm în această sesiune parlamentară, care începe în februarie și este până în iunie. Bun, și ce vom face cu gazul? O parte se va duce în... Ați văzut câtă nevoie de gaz avem pentru a trece cărbunele pe gaz, a construi noi centrale. Apoi, avem distribuția de gaze pentru încălzirea populației. Avem un procent de 36% în România
al penetrării distribuției la populație față de 90-95% cât are Ungaria și care nu este producătoare de gaz. Deci avem foarte mult de lucru la creșterea și extinderea distribuției de gaze naturale și pentru acolo tot ministrul Boloș mi-a zis că negociază o linie de finanțare de vreo 800 de milioane de euro pentru distribuția de gaze în următorul exercițiu financiar, ceea ce este un lucru extraordinar. De asemenea, cred că ar trebui dezvoltată petrochimia, pentru că factorul de multiplicare în petrochimie e de 1 la 7, 1 la 10, spre deosebire de energie electrică, unde poate fi un 1 la 2, sau de încălzire, unde cred că e 1 la 1. Adică Romgaz mai face ceva în sensul ăsta? Romgaz dorea să facă și încă dorește să facă, are în planul de investiții, o investiție în zona de petrochimie. Așteptăm să vedem... Investiție Romgaz. De la zero. Investiție un greenfield de la zero, numai că nu poți să te apuci de lucrurile ăștia până când nu ești sigur și că investițiile din Marea Neagră pleacă. Pentru că nu poți să faci o investiție de genul ăsta pe gaze de import. Cum s-ar întâmpla în momentul de față. Deci România a devenit, după ordonanța 114, un importator mare, deja la o cotă de peste 30% de import de gaze din Federația Rusă și asta ne creează o dependență și mie cel puțin îmi creează o stare de disconfort vis-a-vis de ce potențial are România. Haideți să dezvoltăm în paralel, să fim siguri că toate forțele politice doresc acest lucru, pentru că dacă mergem colegi offshore în Parlament și începem iară ce a fost, vine de la Senat la Cameră, se întoarce de la Cameră la Senat, iar se întoarce la Camera Deputaților, se duce la promulgare, se întoarce la promulgare și tot așa nu o să mai facem niciodată. De-aia am spus, haideți să ne focusăm pe acest consens politic, pe legea offshore, să-l scoatem din Parlament în cel mai repede timp posibil și atunci vă spun sincer că pot fi demarate și absolut suntem siguri că se vor demara toate investițiile, inclusiv cea de Romgaz. Poate vor fi și alți investitori care vor vrea să vină să facă petrochimie în România. Poate vom revitaliza chiar important petrochimia. Important este să avem gazul, să știm sigur că vrem să scoatem acel gaz. Noi avem voință, noi liberali avem voință politică să scoatem acest gaz și cred că toți ceilalți au, colegii mei, din ce am discutat, am tatonat până acum discuțiile au această voință politică, pentru că dacă mai stăm mult cu gazul, repet, revin iară la ce am spus la început, dacă mai stăm mult cu gazul în pământ și în onshore, că și în onshore avem caragele care n-a început, și în offshore, mai stăm mult cu gazele, ne trezim că până la urmă gazul ca și combustibil de tranziție în România, în Europa, nu va mai fi un combustibil. Cum a spus că nu va mai avea valoare. Nu mai avea valoare, efectiv, nu va mai avea. Și mai trebuie să stăm 30, 40, 50 de ani când poate politica ciclică, eu știu ce se va întâmpla. Cu toate că eu cred că înapoi nu ne mai întoarce. Deci înapoi nu ne mai întoarcem. Acum este momentul, ultimul moment, ultimul ceas să putem folosi la o valoare bună gazul pe care îl avem. Și va mai rămâne ceva și pentru export în varianta fericită că vom începe. Evident că dacă nu se va putea consuma în intern tot gazul, evident că va trebui vândut undeva. Îl magazinezi, îl consumi, îl produci, dar dacă este surplus, e clar că trebuie să-l și vin. Și sunt convins că cei care vor opera platforma din Marea Neagră vrea să-l vândă. Deci dacă nu-l va cumpăra piața internă, îl va cumpăra piața externă. Asta este evident. Puțin despre interconectare. Brua. Văd că întârzie în momentul de față. Și în faza 1, da, în faza 1 pornește de nicăieri, se oprește nicăieri. Vreau să vă întreb, există vreo posibilitate să ne interconectăm cu Turk Stream? Turk Stream trece prin Bulgaria. Sigur că poate fi la un moment dat, dacă se dorește și există voința politică, până la urmă când vorbim de gaze și conducte, vorbim de politică și geopolitică, dacă există această voință, Turk Stream poate să intre în Brua. Nu e imposibil acest lucru. Dar Brua n-a fost creată pentru interconectare cu Turk Stream, a fost pentru coridorul vertical să ducă până în Grecia, până la terminalul de LPG din Grecia. Și evident să aducă și gazul din Azerbaidjan. Putem interconecta și s-a pornit o licitație de la Tuzla la Podișor, Brua cu gazele din Marea Neagră. Atunci și-ar mai face un sens ca gazele din Marea Neagră pe care nu le putem consuma în intern să poată fi duse undeva spre export. Dar în momentul de față România are interconectare validă și realizabilă cu Bulgaria prin două puncte la Negru Vodă și la Giurgiu Ruse. Are cu Ucraina la Isaccea și are cu Ungaria la Ceana Polaca. În total, toate aceste, eu am mai scris toate aceste lucruri
toate aceste interconectări duc la un 44 de milioane de metri cubi pe zi, ceea ce asigură fără nicio problemă necesarul de gaze pe perioada cea mai rece a României, consumul cel mai mare din import care îl avem nevoie în perioada rece e de 20-25 de milioane de metri cubi. Deci oricum avem asigurator cât importăm plus ce produce, plus ce avem în depozite în momentul de față. Vrem să facem interconectarea la Medieșu Aurit. Sunt niște discuții și dispute cu Ucraina acolo. Se vor rezolva până la urmă. Vrem să facem conducta acum în Republica Moldova. Este logică. Dorim să-i ajutăm pe frații noștri din Moldova și Iași-Ungheni trebuie făcută și dusă până la Chișinău. Și dorim o interconectare cu Serbia, cu Republica Serbia și să discută la nivel de comisie mixtă cu Republica Serbia interconectarea transgazului cu transportatorul național din Republica Serbia. Deci dorim ca România să poată să acceseze, să vândă și să cumpere gaz din absolut toate punctele de interconectare ale cu țările vecine pe care le are. Asta înseamnă că România va avea gaz disponibil, asta înseamnă că prețul gazului nu va exploda și va fi ținut sub un preț normal, accesibil, așa cum este acum în Despre Europa. Aceste proiecte de interconectare se vorbește de atât de mult timp, dar parcă nu se face nimic, nu știu. Că vorbeam de Brua și a spus că este puțin întârziat. Brua este întârziat, dar este întârziat nu numai din vina părții române. Să nu uităm că Brua înseamnă Bulgaria, România, Ungaria, Austria. Bucata asta pe care o facem de faza 1 și aici ține doar anul, de transgaz. Eu cred că anul acesta e gata, Brua. Vă spun sincer, cred că anul acesta este gata. Brua în primăvară ar trebui să se inaugureze și a doua stație de presiune și după care ar fi cam gata Brua. Deci nu am mai avea problema e ce punem pe Brua și unde o ducem mai departe. Pentru că dacă ungurii nu și-au făcut și nu au dorit să facă interconectarea de la Budapesta la Baumgarten și doresc să o treacă prin Slovacia, atunci mai trebuie să mai așteptăm. Deci nu mai fi Brua, va fi un Brus Slovacia Austria. Până la urmă, pe noi ne interesează ca dacă avem nevoie de importare, de import sau de export de gaze, să avem de unde să luăm și să avem unde să-l dăm. Că trebuie să duce direct în Austria sau că se duce în Austria prin Slovacia, adevărat că prețul plimbându-se prin Slovacia va fi mai scump, va fi un pic mai mult până va ajunge la Baumgarten sau până când va veni în România. Deci prova se va face, va fi finalizată. Dacă ne vom apuca și de Tuzla Podișor și de gazele din Marea Neagră, România va fi chiar un jucător pe piața regională de gaze și va putea avea gaze la dispoziție, că până la urmă interconectările ăștia de ce le facem? Ca să avem gaze în România, să treacă gazele prin România. În momentul când trec gazele prin România, prețul gazului nu va mai fi preț impus așa de cineva și cineva nu se va mai putea juca cu prețul gazului. România a avut probleme cu prețul gazului datorită ordonanței 114 pentru că n-a fost gaz pe piață. În momentul când n-a fost gaz pe piață, pentru că producătorii români au fost obligați să vândă la 68 pentru producția pentru furnizori, pentru casnici, o cantitate mare de gaz a dispărut din piață. A mai fost și obligația de stocare dată de către ANRE până la 3 miliarde de metri cubi în depozite și nu a mai fost gaz pe piață. Acum avem mult gaz. Acum avem mult gaz pe piață, avem în depozite. O să ajungă, ați văzut și Dumnezeu ține cu noi, este cald afară, o să avem mult gaz în depozite care va trebui scos pe piață. Altfel se scumpește. Mai plătesc o taxă de depozitare anuală. Iar acest gaz va fi ieftin. Și în vară de aia am și spus că eu nu cred în scumpirea prețului, într-o creștere de preț a gazului pe piață în vară, cum spuneau toți analiștii, că așa se va întâmpla la liberalizare, ba din contră cred într-o ieftinire a gazului pe piață și cu cât suntem interconectați, cu cât trece mai mult gaz decât are nevoie România pentru producție, pentru necesarul de consum intern, cu atât gazul va fi mai ieftin. Energia nucleară. Europa nu recunoaște rolul energiei nucleare în atingerea obiectivelor climatice. În condițiile astea, noi mai avem ca prioritate construirea reactoarelor 3 și 4? Da, România va trebui să, dacă vrea să fie, să aibă o securitate energetică, va trebui să construiască reactoarele 3 și 4. Cu cine? Premierul Ludovic Orban a spus că nu crede că vom merge în continuare cu partenerii chinezi. Păi, premierul Ludovic Orban are dreptate. Eu am spus de anul trecut același lucru, e adevărat într-o altă formă,
Președintele României și președintele Statelor Unite au semnat un memorandum de înțelegere de schimb de date și de cooperare în domeniul nuclear și mi se pare normal să facem investiții în domenii strategice, cum este acest nuclear, cu parteneri din țările NATO. Asta mi se pare logic. O să facem o evaluare, o să vedem, avem discuții cu Nuclear Electrica săptămânale și până la urmă o decizie va trebui luată și o vom lua. Decizia pare că este deja luată, mai trebuie anunțată oficial. Decizia nu este luată. Când va fi luată, va fi anunțată. Deci, dacă ar fi fost o decizie luată, ce mai trebuie așteptat? V-aș fi spus. Este în evaluarea acordului pe care l-a făcut Nuclear Electrica acel acord de asociere pe care l-a făcut Nuclear Electrica cu partenerii chinezi. Să vedem exact ce este acolo. Plus că acest acord nu s-a mișcat. Deci nu am văzut să fie avansat în... De cât timp se negociază? Cred că de 4. 5 ani. 5 ani. Adică dacă mai stăm în ritmul ăsta, România trebuie să introducă reactorul 1 într-un circuit de retehnologizare și retubare. Asta la un moment dat îl va scoate din producție. Ce face? Mai dăm jos 750 de megawați ca să ne uităm și să nu luăm o decizie. Decizia trebuie luată anul ăsta și trebuie luată anul ăsta și pornită investiția pentru reactoarele 3 și 4. Și să știți că avem și un scenariu care l-am făcut dacă statul român are o politică de dividende corectă și nu ia dividende de la Nuclear Electrica și m-am înțeles cu ministrul finanțelor anul acesta, anul trecut în decembrie și a renunțat la cele 400 de milioane de lei pe care ar fi dorit să le ia de la Nuclear Electrica. Și vom continua în anii așa următori. Nuclear Electrica are capacitatea financiară și să atragă fonduri și capacitate proprie să facă reactorul 3 pe compropriu. Deci putem avem și acest scenariu să-l facem noi pe compropriu, să construim un reactor. Și credeți că această variantă să construiască un reactor Nuclear Electrica este mai fezabilă decât să negociem cu altcineva, alt partener, cum a spus, din NATO, pentru construirea 3 și 4? Luăm în calcul absolut toate scenariile și le punem pe masă și vedem scenariile financiare, vedem dacă ne putem permite. La un moment dat trebuie date și niște garanții de stat, deci împreună cu Ministerul de Finanțelor o să evaluăm toate aceste aspecte și, credeți-mă, va fi luată cea mai bună soluție. Dar v-am spus și de scenariu cu un singur reactor, o singură unitate construită de către Nuclear Electrica, pentru că există și este luat... Cam cât ar costa un reactor? Aș prefera să nu vă dau aceste cifre. Din motive, nu sunt bine, publice. De ordinul miliardelor de euro, de ordinul miliardelor, multe miliarde nu sunt de publice euro. Aceste date. Și în cazul, bun, se va ajunge la varianta renunțării la parteneriatul cu compania chineză. În această situație trebuie găsit un alt finanțator. Ar putea să fie finanțatorul, să fie și constructorul sau finanțator și constructor? Ar putea fi un finanțator TEZ, ar putea fi un consorțiu mai mare care ar avea o finanțare în spate, ar putea fi statul român pentru un singur reactor prin Nuclear Electrica. Sunt toate scenariile luate în calcul. Sunt toate scenariile luate în calcul. Nu putem avea discuții cu alte companii atât timp cât avem un acord cu o companie, ca atâta timp când Nuclear Electric are un acord. Deci suntem partenerii normali, corect, și nu ne apucăm de lucruri. Vorbeați de politica de dividende. În afară de Nuclear Electric, vor mai fi și alte companii scutite de... Dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, eu doresc ca toate companiile din energie să nu dea dividende și să-și facă investiții. Dar să-și facă investiții, pentru că sunt convins și mă uit la balanța energetică a României, că în ultimul an a fost importator net. Și dacă nu facem investiții să construim noi unități de producție a energiei electrice, nu vom putea avansa în România, nu vom putea merge mai departe. Deci, după mine, eu n-aș da niciun dividend. Acum, trebuie să fie o balanță între ce dorește Ministerul de Finanțe și ce dorește Ministerul Economiei. Eu am fost de acord cu dividendele, n-am fost de acord cu prima solicitare de dividende pentru Nuclear Electrica, pentru Hidroelectrica, pentru că a fost foarte mare, parcă s-a solicitat 1.200.000.000. Dar sunt de acord că Hidroelectrica beneficiază de o poziție privilegiată pe piață, datorită prețului, sau din cauza, că e un efect așa mai rău, a prețului la certificatele de CO2, compania energetică Oltenia impune un preț mare pe piață, ca referință. Și evident, toți speculează acest preț, Hidroelectrica fiind primul care se duce și vânde
vânt de sus. Deci, practic, nu este un profit din exploatarea lui hidroelectrică, este un profit de conjunctură datorită pieței, datorat lui CEO. Și atunci am spus, da, mi se pare normal, dacă tot ai un profit foarte mare de pe o activitate care nu este chiar tocmai activitatea ta de bază, să dai o parte din acest profit. De aceea am fost de acord să dea... Când va fi listată hidroelectrica? Suntem în discuții, deci la hidroelectrica se lucrează la procedura de listare. Astăzi am avut o discuție cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Săptămâna în altă o să am una mai aprofundată. Mă gândesc de ce nu ca Berdu să fie în acest proces, să luăm în acest proces de listare. Ne dorim ca în acest an să facem listare, repet, să nu se gândească lumea la vânzare, la privatizare, la ceva cum prost a fost înțeles, la o listare a unui pachet de 10, de 15, maxim 20% al hidroelectricii pe bursă. Va da un boom bursei, o lichiditate suplimentară pe bursa de valori, vom avea un efect, eu cred, mult mai bun. Dacă va fi cu emisie de acțiune, atunci vor rămâne bani în societate, dacă va fi cu vânzare, atunci banii se vor duce către acționari, adică către Ministerul Economiei, dar sunt convins că îi va lua Ministerul de Finanțe. Poate va fi un mix în așa fel încât să beneficieze și statul de o parte din... Când vă decideți? Că până la... Nu, noi suntem decizi să facem. Nu în listarea. Cum se va face listarea? Ce participație va fi listarea? Haideți să avem consultantul, după care vă vom și spune. Da, este o hotărâre de guvern pentru această listare și procentul maxim parcă în acea hotărâre de guvern este 20%. Deci există deja o hotărâre de la vechile guverne și ca să mărim acest procent, nu cred că este vorba. Nu cred că se pune problema de mărire acestui procent de 20%. Poate o diminuare la 15%, încă nu vă spun. Dacă va fi nevoie de modificarea hotărârii, o vom modifica. Că tot vorbim despre hidrocentrale. Guvernul Orban are în vedere să continue proiectul Ceaușist, vechi de 50 de ani, de, nu știu, 60 de ani, Tarnița Lăpuștești, ce privind hidrocentrală de acumulare cu plin pompaj? Grea întrebare. Sau nu? Greu răspuns, nu grea întrebare. Întrebarea e firească și, normală. Numai că acel proiect, și aici putem reveni la strategia energetică, acest proiect a fost introdus în strategie ca și proiectul cu hidrocentrala de la Nicopole Giurgiu, parcă. Da. Ori sunt niște proiecte care creează probleme nu numai României, creează probleme și țărilor vecine. Ca să faci o hidrocentrală prin pompaj de 1000 de megawatts, un mamut, mi se pare că nu se mai justifică din punct de vedere economic. Practic s-ar fi justificat pe o echilibrare regională. Adică dacă ar fi folosit eventual și Ungarie, poate și Serbii. În momentul când în Ungaria se construiește o centrală nucleară, ei nu mai au nevoie de această echilibrare din partea noastră. Poate că acest Tarnița Lăpușești ar trebui regândit în proiecte mai mici, că avem nevoie de hidrocentrale prin pompare, dar mai mici, poate sparte de 250, de 300 de megawatts și la asta o să regândim sistemul. Am spus că voi scoate această strategie energetică și refer la ea din procedurile în care a fost băgată și nu mai este de vreo 4-5 ani, voi scoate toate proiectele, Tarnița, hidrocentrală, toate proiectele care creează probleme și care nu permit eliberarea vizului de mediu, voi lăsa doar linii directoare nuclear, hidro, gaz, regenerabile, în care ar putea intra și aceste proiecte, dar vom putea să o avizăm mai repede, o vom corela cu Planul Național de investiții în energie și schimbări climatice, cu acel PNIESC, le vom colera și vom scoate până în această primăvară, vom scoate și PNIESC-ul și strategia energetică a României, în așa fel încât să știm pe ce dorim să investim. O să avem nuclear, o să avem hidro, să știm câte sute mii de megawatts vrem să facem pe hidro, o să avem gaz, o să știm cât o să facem pe gaz, atunci acolo o să vedem și descreșterea cărbunelui până în 2030, o să vedem cum se va duce, o să vedem și procentul, ne-am angajat la 0,7% procent de regenerabile, care este miesc, dar în strategia energetică era mai puțin, era 29%, deci noi trebuie să le corelăm, că nu ne putem ce la comisie cu un plan național într-un fel și cu o strategie în alt fel, trebuie să le corelăm. Nu suntem ca vechiul guvern care una spune într-un program, alta face, o să le corelăm și o să avem la sfârșitul acestei primăveri
strategie, ies și o să știm exact ce să facem. Sigur vom avea la sfârșitul. Sigur vom avea, am luat această decizie cu strategia energetică. Nu sunt genul de ministru care să vină să spună nu, nu-i bune nimic din ce ai făcut, hai că vreau eu să fac și eu de la capăt, cum s-a făcut până acum și tot stă. Și am identificat, am avut întâlniri cu Ministerul Mediului și Ministrul Mediului a fost extraordinar de deschis. Am căzut de acord că cel mai bun lucru, și asta a venit de la noi, să scoatem acele proiecte care blocau. De exemplu, nu o să luăm niciodată, probabil, avizul de mediu de la, sau acordul din partea Bulgariei pentru acea hidrocentrală. Și atunci blocam întreaga strategie. Nu aveam justificare economică pentru Tarnița, nu pușești, iar pentru ce să o ținem așa ca și 1000 de megawatts ca și proiect. Nu, nu spunem că facem Tarnița sau Nicopole, facem hidro de atâta. Și apoi vedem unde le punem, în așa fel încât să putem debloca strategia energetică și Pniescu împreună. Relația Elcen termoenergetică. Iubirea eternă între Elcen, Radet, apoi termoenergetica. Să știți că sunt dezamăgit de termoenergetica. Am crezut că se dorește... Ok, Radetul a intrat în faliment, moștenire, grea moștenire de-a lungul timpului, nu și-a plătit datoriile, dar observ că termoenergetica a moștenit aceleași neravuri. Ne-am chinuit, eu am ieșit public de nenumărate ori și am spus termoenergetica, să încheie contract, să fie acea convenție de plată în avans a gazului, haideți să punem odată lucrurile la punct, în așa fel încât să nu mai avem acele probleme pe care le-am avut între Elcen și Radet. Numai că iar am ajuns cu datorii scadente, iar am ajuns cu 167 de milioane de lei scadente. Astăzi Elcen a notificat termoenergetica, are datorie scadentă de 167 de milioane de lei, pe care sunt neplătiți. În condițiile în care primăria a garantat convenția de plată anticipată a gazului, în condiții în care există hotărârea Consiliului General prin care termoenergetica a fost capitalizată cu bani care existau din celelalte companii municipale, 217 milioane de euro, am ajuns practic să ieșim din termenele de plată. Ori acest lucru nu poate continua, eu nu pot să accept ca să tragă termoenergetica sau primăria București să tragă în groapă și Elcenul și acest lucru nu-l voi accepta. Mâine vom notifica ANAF-ul. ANAF-ul are dreptul să preia această creanță pe care noi avem de la termoenergetica garantată de primărie. Elcenul are datorii la ANAF, deci ANAF-ul are dreptul și are dreptul să îndrepte împotriva garanțiilor, împotriva primăriei, împotriva banilor care există la primărie și pentru că nu mai merge așa. Ați vorbit cu primarul general? Nu. Nu, recunosc, nu am vorbit cu primarul general, am vorbit cu administratorul special de la Elcen, cu administratorul de la judiciar de la Elcen, dânsi au ținut legătura, dar nu cu primarul general, care nu discută acest subiect, discută administratorul primăriei, domnul Chiriță, care au semnat, până la urmă au semnat aceste... Nu se înțeleg niciodată, de la mine au avut toată deschiderea, de ce nu își fac plățile. N-ar trebui ca pe o situație contractuală, pe o relație comercială normală, să se întâmple... E o situație care... Am înțeles cu Radetul, venea din urmă, datorii din urmă, dar acum când ai preluat cu zero pe termoenergetica și să nu-ți plătești datoriile, să tragi de ele, chiar nu mai înțeleg. Dacă a mers până acum așa... Păi nu va mai merge, pentru că vă spun sincer, vă veți trezi noastră presa cu probabil o știre de la Ministerul de Finanțe că a poprit conturile primăriei. Pentru că banii sunt și va lua banii direct la primărie. Deci el ce nu are datorie restantă la ANAF, pe datorii de bugetul de stat, o să cesionăm această creanță, se practică peste tot. Poate când le-am spus-o lichidatorilor și administratorilor special, cum de nu ne-am gândit la acest lucru? M-am gândit eu. Știți, am o vorbă, să fac o glumă așa, de aia sunt eu ministru și nu voi. M-am gândit la lucrul ăsta, este lucru practic pe care îl știm din practică toți care ne-am lovit de-a lungul timpurilor în zona privată de recuperare a datoriilor, faceți ce sunați creanța la ANAF, știa ANAF-ul cum s-o ia. Și întâmplător, termoenergetica și Primăria București are bani în trezoreria statului și are bani cu destinație dați prin hotărârea de Consiliu. Deci îi vom lua, ne vom plăti datoriile și îi spun primarului general și tuturor la termoenergetica că datoriile trebuie plătit și dacă nu le plătesc, le vom lua direct din conturi bani. Nu ne putem permite să ne jucăm cu sistemul energetic național, Elcenul pe lângă căldura Bucureștiului asigură și energia electrică de care Bucureștiul are nevoie, sistemul energetic are nevoie și acolo trebuie să facem investiții în Elcen
Și sper ca viitorul primar al capitalei să facă investiții în rețeaua de distribuție a energiei termice. Pentru că degeaba noi o să investim și o să retehnologizăm Elcenul și o să punem centrale noi, eficiente, energia termică se va duce prin aceleași țevi găurite, aceleași pierderi le vom avea și dacă și următorul primar pierde iar vreo 100 și ceva de milioane de euro din fonduri, pentru că așa trebuie să spunem, doamna Firea a pierdut 157 de milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de distribuție a energiei termice din București și va trebui prima investiție a viitorului primar să fie pe reabilitarea rețelei de distribuție a energiei termice. Am o întrebare pe zona de energie. Știți că furnizorii tot cer reintroducerea contractelor bilaterale. Aveți în vedere ceva, legislație, un act normativ? Acum, există regulamentul 943, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, un regulament care practic liberalizează prețurile de achiziție. Practic, în baza acelui regulament, noi am cerut o derogare, dar nu pentru aceste contracte bilaterale, că nu ne-o dădea nimeni pentru acest lucru. Am cerut pentru formarea prețului, ca să putem avea perioada de tranziție până la 31 decembrie la prețul energiei electrice să rămână încă, să nu fie liber, să nu avem surprize cu saltul prețului. Dar, după părerea mea, în momentul de față, pe regulamentul 943, se pot încheia contracte bilaterale. Întreabă un cititor aici... Când se va realiza preluarea uzinii de la Feldioara de către Nuclear Electrica? Nuclear Electrica, de fapt, practic, uraniu, partea de producere a energiei nucleare, are minele de uraniu, uzina de la Feldioara de preparare a dioxidului de uraniu și Nuclear Electrica, care produce energie electrică și ar trebui să mai aibă la capătul final depozitul de deșeuri. Ca strategie, am spus-o tot timpul, ca strategia noastră și în programul de guvernare este ciclu integrat de producție a energiei electrice nucleare. Mina, Feldioara și producțiile sub aceeași umbrelă al nuclear electric. Și pentru asta ce trebuie? Și am convins Comisia Europeană, avem acceptul Comisiei Europene și am deblocat această situație. Uzina de la Feldioara va fi achiziționată contra cost, deci nu de către Nuclear Electrica. O mină care este în funcțiune acum de uraniu, de la Crucea, este cam fără zăcământ, cam finalizat zăcământul. Mai există o licență pe o mină nouă, această mină și licență poate fi luată de către Nuclear Electrica, în așa fel încât la sfârșitul acestui care se va întâmpla anul acesta, ca să spunem lucrurilor, să răspundem întrebării cititorului dumneavoastră, Nuclear Electrica să poată avea ciclu integrat de producția combustibilului nuclear și producția de energie electrică sub nuclear electrică. Puțin despre industria de apărare. Uzina mecanică Moreni. Care sunt planurile aici, în prezent, pentru că după ani de zile în care nu s-a mai întâmplat nimic, nemții de la Rheinmetall nu s-a materializat nimic și planurile... Din ce știu, la vis-a-vis de acea propunere a celor de la Rheinmetall, a fost respinsă datorită faptului că doreau ca statul român să pună la dispoziție 24 de milioane de euro pentru cercetare și în urma acelei cercetări să se producă împreună un vehicol. Un vehicul blindat pentru armata română și pentru restul. Eu aș prefera și mi-aș dori ca cei de la Rheinmetall să vină cu know-how și tehnologie, nu să dezvolte acest lucru pe banii statului român, să vină cu o tehnologie și cu un blindat pe care să fie agreat de armata română, în primul rând, și să se producă în România. Practic ne-am înțeles cu Ministrul Apărării, cu Ministerul Apărării, ca achizițiile pe care armata și le dorește, acel 2% din PIB care vine în... care ne-am asumat și îl vom avea în fiecare an în buget, din acel 2% să se întoarcă în industria de apărare. Practic, achizițiile militare pe care le face armata să producă parțial, cel puțin parțial, în România, prin Romarm, prin Aerostar Bacău, prin toată industria de apărare, că e de stat sau că este privată. De exemplu, s-a semnat acel contract în decembrie cu Iveco pentru camioanele militare. Deja și astăzi și probabil săptămâna viitoare, oficiul de compensări va trebui să ia în calcul
unde anume se va face acest șasiu pentru camioanele militare în România. Pentru că cititorii noastre trebuie să știe, avem legea offsetului. În legea offsetului, pentru orice achiziție militară, 80% din ea trebuie să aibă o componentă de offset și o componentă de localizare în România. Practic, noi dorim și am discutat și a fost de acord armata pentru prima dată, că absolut tot ce se achiziționează armata să se producă în România. Dacă vrea o pușcă de asalt, că îi zice Beretta, că îi zice Așca, că îi zice oricum, să și-o aleagă armata României, nu ne punem misterul economiei, nu putem interveni în acest procedeu. E normal că armata și inclusiv Ministerul de Interne, inclusiv SRI, SIE, jandarmeria să-și aleagă ceea ce își doresc să facă, ce își doresc să achiziționeze și în negocierea acelui contract va fi parte și Ministerul Economiei prin oficiu de compensare și dorim să le facem în România. Avem capacitate să facem aceste lucruri în România și putem să le facem în România. Avioane Craiova SA. Ce se întâmplă cu programul de modernizare a avioanelui IR-99? O să aveți o surpriză plăcută în următoarele săptămâni. Cred că am deblocat împreună cu ministrul Ciucă acest program. Haideți să așteptăm un pic și o să vedeți că vor avea de lucru la Avioane Craiova. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!